În contextul instituirii carantinei zonale la nivelul unității administrativ-teritoriale Drobeta-Turnu-Severin, polițiștii împreună cu jandarmeria au desfășurat o activitate preventiv-informativă vizând principalele măsuri stabilite în actualul context pandemic. În cadrul acestei acțiuni realizate în parcarea unui hipermarket din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, au fost reamintite următoarele aspecte: obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 5-20 cu anumite excepții. Odată cu carantinarea municipiului Drobeta-Turnu-Severin, aveți aici un material care vine cu recomandări pentru siguranța dumneavoastră. Vă oferim totodată și o mască de protecție. Reiterăm faptul că este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. De asemenea, să aveți asupra dumneavoastră, dacă vă deplasați în scop personal, acea declarație pe proprie răspundere completată în prealabil, da? Dacă vă deplasați în scop profesional, să aveți la dumneavoastră legitimația de serviciu sau adeverință de la angajator. Totodată vă informăm că amenda este cuprinsă între 500 și 2500 de lei pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Scopul nostru este să vă informăm și vă rugăm să aveți mare grijă la sănătatea dumneavoastră. Măsurile cu privire la interzicerea deplasărilor persoanelor în intervalele orare menționate nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19. În contextul situației epidemiologice actuale, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 mai mare de 6 la 1000 de locuitori și instituirea carantinei zonale la nivelul unității administrativ-teritoriale Drobeta-Turnu-Severin, polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității și Poliția Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în colaborare cu colegii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarme Hedinți, desfășoară activități informativ-preventive în scopul conștientizării și responsabilizării cetățenilor privind respectarea măsurilor stabilite prin hotărârea Consiliului Județean pentru Situații de Urgență numărul 111 din 9-10-2021. Astfel, cu această ocazie, reiterăm obligativitatea portului măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. De asemenea, pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere. În cadrul acestei acțiuni au fost distribuite aproximativ 200 de materiale de protecție, măști și 150 de flyere cu recomandări.